domnul Roșlin, ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Județul Județul Bacău, întâlnită astăzi, 19 octombrie 2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri. Conform încheierii de la Judecătoria Unești, domnul Pădurarul Georgel a fost validat în calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Județul Județul Bacău. Îl invităm să vină alături de noi pentru a depune jurământul. Te duci cu fața spre adunare, spre cameră, iei jurământul în mână, o mână ții pe Biblie și una pe Constituție, și Constituția, spune și Constituția. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Revex. Așa să mă ajute Dumnezeu. Funcționăm normal. Doamnelor, domnul președinte, cu ajutorul dumneavoastră și cu noi, o să ne ajutați să citim împreună conținutul ordinii de zi. Da, înainte să dau bună ziua, înainte să dau citirea ordinii de zi, aș vrea să spuneți dacă aveți ceva de obiectat la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu e nimic de obiectat, spun la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Deci, cu 13 voturi pentru domnul Pădurarul Georgel. La hotărârea guvernului numărul 1347 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor de județul Bacău, publicate în monitor oficial 935 bis din 9 mai 2002 pentru corectarea suprafețelor răscrise în inventarul domeniului public al OATI Vest, de la poziții de mai multe cu cele găsite la măsurătorile catastrale pentru școala generală Scăriga, Comuna Livezi, județul Bacău, conform planului de situație și delimitare a remorului efectuat în anul 21, inițiat de primar și adică din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 2, proiect privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Livezi pentru ședința adunării generale a acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău din 3 noiembrie 2021.
proiect privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2021. Proiectul numărul 4. Proiect privind stabilirea unor normative proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea proprie a Orașului Livezi, județul Bacău. Proiect privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Proiect privind aprobarea asocierii județului Bacău cu unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, prevăzute în anexa numărul 1, cât și aprobarea contractului prevăzut în anexa numărul 2, care face parte integrală din prezenta hotărâre. Supun aprobării prezentului proiect de hotărâre, respectiv extinderea capacității de colectare a deșeurilor municipale și dotarea UAT comunalizate cu număr de 50 de bucăți echipamente de colectare. Proiect privind aprobarea modificării anexei X din regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 pe 29.11.2010. Cam atât. O să dau 7 puncte. 7 puncte. Spunem la vot... Procedurile de cele 7 puncte. Cine este pentru? Cu 14 voturi pentru s-a aprobat permiteți să pot să mă înregistrez această vizită. Lăsați votul dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc. La toate proiectele, da? Da. La toate proiectele. Și votul la mână. Ok. Numărul 7, 10, 11, 12, din anexa numărul 46, la hotărârea de guvern numărul 1347, din 27-12-2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, publicat în monitorul oficial numărul 35-UIS, din 9 mai 2002, pentru caritarea suprafețelor înscrise în inventarul domeniului public al Orașului Livezi, de la pozițiile mai sus de menționate, cu cele găsite la măsurătorii de cadastrare pentru Școala Generală Sfântica, Comuna Livezi, județul Bacău, conform planului de situație și delimitarea imobilului efectuată în anul 2021. Funcția de primar și a din partea tuturor comisiei de specialitate. Comisia numărul 1, aveți favorabil. Comisia numărul 2, aveți favorabil. Comisia numărul 3, aveți favorabil. Da, dacă aveți ceva de adăugat, de obiectat la acest proiect, domnul Cerschi, la domnul consilier Sturgiu, te mai spui cineva la cuvânt? Domnul consilier Sturgiu, Daniel, aveți cuvântul. Da, deci am condiția la punctul 2. Suprafața 263 și se modifică în 340. De unde e diferența asta? Dacă nu poate explica. Deci era suprafața de 263, școală Sfărică și se va înscrie în mod corect, 343 metri pătrați. De unde pare diferența asta de 1 metri pătrați? Ce-a fost dat comisia, deci prima de cadastru a trimis la făcut acea schiță cadastrală și s-au constatat că sunt niște reguli. Acele suprafețe au trebuit completate sau diminuate din suprafață. Mai apare o problemă la care acea clădire apare pe plus 1. Da, știu. Pe plus 1 înseamnă parter plus etaj. Este o greșeală. Cei care au constatat acolo, având în acolo acea clădire, au considerat că
care este cu el, da. De fapt, nu. Este partier doar. Și cei de la cartea funciară ne-au solicitat să modificăm, pentru că dacă să scriam carte cu pentru sumă, trebuia să avem și etaj. Este, de fapt, o rectificare, o eroare materială care trebuie refer și ne-am pus punctual pe... pe... Deci, ce cred că pătrații de școală, eu știu ceva de școală la scătivă, ce cuprinde acest diferență din mediul pătrații. Școala la Sărina are multe clase, acolo știu cum are un apartament de serviciu. Cred că mă gândesc că apartamentul de serviciu este pus la 26 de la 343. Deci, cred că mă gândesc treaba asta. Nu. Deci nu, acea clădire, acea lucrare topografică a fost făcută exact și cuprinde clădirea. Da, 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 da. Clădirea este de 43 de metri, dar vreau să văd diferența aia. Da, asta e rezolvat. Este alt, totuși cu totul. Da, nu, nu vorbim, nu am nici subiect pentru ședința de astăzi. Da, da, am și cred. Deci, diferența aia că și mă gândesc că la școala aia e cu prins și apartamentul la prins. Ok. Altceva, da, modificări sau greșit? Da, ați constatat și noi, era tablă, loc de țigură, ceea ce nu e... Am văzut, da, dar dacă așa... Dar dacă așa... Acum a fost primul lucru de pe de zi. Cine este pentru? 14 voturi pe proiect. Trecem la proiectul lucru de ordinea de zi. Proiect privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunale Vest pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău din 3-11-2021. Avizul comisiilor. Comisia de specialitate numărul 1, aviz favorabil. Numărul 2, aviz favorabil. Numărul 3, aviz favorabil. Dorește cineva să... Dorește cineva să ia cuvântul pentru... Aici eu o să repet și mai repetează de atâta. Orice cum parte din asociație, trebuie să susțină ceea ce ne solicită cei de la asociație și să ne încadrăm cu toții. De asta au apărut aceste proiecte de hotărâre pentru teze și noi am încercat să le facem astăzi ca să... Supun la vot proiectul numărul 2 pe urmea de zi. Stabilirea mandatului. Sunt la prioritatea instituției. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Pune în vizare, domnul președinte. Ce trece la punctul numărul 3, pe urmea de zi, proiect privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2021. Comisia numărul 1, specialitatea aveți. Comisia numărul 2, aveți. Comisia numărul 3, aveți. Detalii. Doriți să luați cuvântul pentru proiectul ăsta? Aici, dacă vreți, tot eu o să completez. S-au făcut rectificări bugetare, am venit din două părți, Consiliul Județean și Guvern. Avem o sumă, nu vreau să comentez. Sunt binevenite. Au fost așezate funcții de necesitățile care le avem ca și OAT, arierate, deci trebuie să le așezăm într-o ordine în care să ne achităm de ceea ce avem. Venim cu facturile plătite din urmă, încercăm să le punem și să ne echilibrăm cu ceea ce avem de rezolvat în comun. Supunem la vot. Da, a spus că mai e un cuvânt. Încerc să fie. Luați votul, domnul Trei. Da, nu vreau să comentez. Mă, nu, cred că e bine să trecem peste faptul că, de fapt, lucrurile astea sunt lucruri importante și poate ar fi cel puțin de rectificare asta vrea să știm mai mult timp, că știu că din urmă o să spun că se poate rectificare. Și era normal în președință coordinată, dar trecem peste asta, am înțeles că vorbim din așa să facem greu înainte. Domnul primar spune foarte bine că n-a putut să completeze, dar spun eu, Consiliul Județean, știți foarte bine că banii de tot.
din ceea ce primește la guvern. Dar nu, eu n-am, dar spun, da, ca să nu... Să știe și colegii, vor să că posibilitatea nu este o entitate separată în statul român și are bani... Dar nu, nu a spus nimeni, dar mă duc, pe foarte bine, mă pot sutil, dar foarte bine, că am văzut ce am luat pe politică, să nu vede nici. În partea acolo a luat roșia, a luat și comunale, de bine, nici eu făceam la fel. Orice... Mă duceam acolo când știam că pot... Orice, mai am venit, da. Dar așezarea lor aici, am, da, așa ca să nu uităm să facem la geogramă din evi dinainte, așa, e și normal, putem să ne uităm peste anumite lucruri. Adică, dar nu mai s-a întâmplat niște chestii, faptul că în continuare primim bani la sanitate, mă gândesc că aici în continuare plătim gunoiul celor care nu plătesc, văd că ați pus o sumă aici, nu știu dacă e normal, mai majoritatea văd că ați dus pe, pe funcționare, probabil aveți și alte cheltuieli, da, ale în aparatul corpul de specialitate noastră. Nu prea mă duam cu bani la investiție, adică pe asta ne-am interesat probabil și interesează comunitatea asta, să vedem că se întâmplă ceva în comun, să vedem bani puși la investiții și să vedem ce se face cu ceva. În afara faptului că, na, se mai fac anumite lucruri pe proiectul mai vechi. Asta este, este foarte bine. Adică, în sensul că poate ar trebui un pic să fiți mai transparent când discutăm despre echipă în buget, nu pe repede înainte în ședințe extraordinare. Nu cred că este corect ca să decidem soarta banilor care vin în comună de sau soarta comunității în câteva minute și cu întârziere. Da, cam asta. Domnul consilier, da, într-adevăr am zis. Am fost precaut pentru că la salubrizare, acei bani nu se dau dacă se fac în casele și o să fim la zi. Deci nu, banii rămân prin capitolul respectiv. Dacă o să fim, după aia nu se mai putem să iei așa ceva. Adică trebuie să fim precauți. Eu am fost precaut de chestia asta și... Ei trebuie urmea să poți să justificați situația când se pădă de unii, 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 nu facem datorie a spoții. Da. Cu până la vot. Vot. Cine este pentru, vă rog? Este cineva împotrivă? 14 voturi pentru, domnul președinte. Unanimitate. Aprobat și 8, 9, 9, 9, 9, 3. Deci una cu 4, da? 4. Proiect privind stabilirea unor normative proprii pentru consumul mediu lunar de carburant pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea proprie a voatei de vezi județul Bacău. Comisia? Comisia numărul 1? Comisia 3 favorabil. Doriți să luați cuvântul la acest proiect? Dacă nu supun la vot proiectul numărul 4, cine este pentru? Normativul de cheltuie de carburant. Aici ar trebui totul. Da. Cine este pentru? În zona aceea. Da? Este cineva potrivă? Da. Vă mulțumesc. Domnul președinte, 14 voturi pentru proiectul numărul 4. Punctul 5. Proiect privind aprobarea și completarea proiectelor tarifelor pe zonele publice, publice de alimentare cu apă și de canalizare. Am votat. Așa. Comisia numărul 1, aveți favorabil. Comisia numărul 2, aveți favorabil. Comisia numărul 3, aveți favorabil. Aici toți cum spunea domnul primar, am avut o discuție și cu cei de la Consiliul Județean, trebuie date, adică să fim un... Supun la vot că dacă nu ia, ia cineva cuvântul pentru acest proiect, supun la vot proiectul. Nu este pentru, vă rog frumos. Unanimitate, faci și votul pentru. Proiectul numărul 6 este? Da.
Proiect privind aprobarea asocierii județului Bacău cu comunitățile administrative teritoriale din județul Bacău, prevăzute în anexa numărul 1, cât și aprobarea contractului prevăzut în anexa numărul 2, care face parte integrală din prezenta hotărâre. În aprobării prezentului proiect de hotărâre, respectiv extinderea capacității de colectare a deșeurilor municipale și dotarea cu atent un alivest cu număr de 50 de bucăți, echipamente de colectare. Cu bine. Comisia de specialitate numărul 1 vizează favorabil, numărul 2 vizează favorabil, numărul 3 vizează favorabil. Doriți să luați cuvântul pentru că seama acestui proiect? Să pun la post văitul. Cine este aici? Cine este aici? Cine va împotrivă? Domnul președinte, 14. Proiectul numărul 7, așa e anexa X, cred, nu? Da, cu 10. Proiect privind aprobarea modificării anexa 10 din regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 pe 2006 din 29.11.2010. Comisia de specialitate numărul 1 vizează favorabil, numărul 2 vizează favorabil, numărul 3 vizează favorabil. Doriți să luați cuvântul pentru acest proiect? Să nu am văzut văzut un proiect de ordine de zi. Cine este pentru? Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Hai să vă domnul consilier, pentru cât cele 7 puncte de ordine de zi au fost atinse, declară ședința închisă.